Epidemie de hepatită A la ghetourile din Parcul Tineretului. Medicii au confirmat cel puțin 8 cazuri de îmbolnăvire. Specialiștii, dar și locuitorii ghetourilor spun că principala cauză de îmbolnăvire este mizeria care sufocă cele două blocuri de locuințe sociale. Atâta timp cât blocurile în care locuiesc sunt cu mari deficiențe de igienă, cu instalații defecte, cu igrasie și pereți de prăbușiți în băi, supraaglomerarea, sunt garsoniere cu 6-7 persoane care locuiesc în ele, deci într-una, 6-7 persoane. Deci, sursa de infecție este reprezentată de oamenii bolnavi care sunt în colectivitate. Calea de transmitere este fecal-orală, mâini murdare, proastă igienă individuală și colectivă, masa receptivă sunt persoanele din familiile respective, din locațiile respective, care nu au venit în contact și nu au imunitate pentru hepatită virală acută A. Cele aproximativ 400 de familii care trăiesc la ghetou spun că viețuiesc în condiții greu de imaginat și că, în special, grupurile sanitare sunt insalubre. Aceștia precizează că ghetourile sunt un permanent focar de infecție și că, deși unii locatari țin curățenia, sunt destui cei care neglijează normele elementare de igienă. Locatarii ghetourilor spun că este nevoie urgentă de o igienizare. Păi da, să veniți să vedeți ce e în ghetour, doamne. Bem apă în două cupișelouri. Stăm câte 7 persoane într-o cameră. Și dacă nu... Asta e boala mâinilor murdare, să înseamnă că e din cauza lipsei... Da, dar ăla mare cum? Ăla nu se spală pe mâine la mare? Tocmai ăla mare mi-a făcut. Pui mâna pe ceva și iei de undeva. Nu știu, știu. Credeți că mizeria de acolo este? Eu așa cred, că mizeria din ghetou. Prea multă mizerie. Oamenii înțeleg importanța igienii și conștientizează mamele că știu despre importanța îmbolnăvirii copiilor lor. Problema este, s-au ajuns la situația asta probabil și din cauza acestor apartamente care au toaletele comune, care au igiena așa cum este și lasă de dorit. Virusul hepatitei A a fost depistat la școala numărul 2 din Botoșani, acolo unde medicii epidemiologi au descoperit 8 cazuri de îmbolnăvire. Majoritatea celor care purtau virusul proveneau de la ghetouri. Conducerea școlii a luat toate măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii hepatitei A printre elevii școlii. Am urmat toate instrucțiunile recomandate de DSP Botoșani, am igienizat, am tratat cu cloramină după cele spuse de DSP Botoșani, am realizat o informare, o campanie de informare asupra hepatitei A, atât pe elevi, s-a intrat din clasă în clasă, atât cu personalul DSP Botoșani și cu doamna doctor Buxă de la dispensarul numărul 5, de la școala 8, de care aparține școala numărul 2 Botoșani. Fiecare diriginte a ținut o lecție de dirigenție cu elevii privind măsurile de igienă. Totodată, medicii epidemiologi de la Direcția de Sănătate Publică Botoșani au început o campanie de vaccinare la școala 2 din municipiul Botoșani. Au fost vaccinați până în prezent 21 de copii, în special la grădinița care funcționează în cadrul școlii. Medicii epidemiologi botoșeneni precizează că numărul cazurilor de hepatită A, numită și boala mâinilor murdare, a crescut în ultima perioadă, fiind înregistrate în ultimele 3 luni în jur de 60 de cazuri de îmbolnăvire. Copiii infectați au fost trimiși către secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Mavromati.